Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea concret ce se întâmplă între voi și persoana iubită. Și vom avea așa, întâi energia persoanei iubite, apoi energia voastră. Energia persoanei iubite este furie. Energia voastră este bucurie neașteptată. Deci, voi sunteți persoane în general destul de norocoase, persoane care... Nu căutați să faceți rău, nu căutați să supărați, nu căutați să dezamăgiți, nu căutați să, nu știu, vă bucurați de răul altuia și vă vedeți efectiv de treaba voastră și pentru asta Universul vă răsplătește în foarte multe moduri și voi sunteți conștienți că orice faptă bună, mai devreme sau mai târziu, este recompensată, dar nu faceți binele doar pentru... a vă fi bine, faceți bine pentru că vreți să ajutați în mod autentic și aici este secretul. Pe când persoana voastră, eu a zice că este destul de furioasă pe norocul pe care îl aveți, e destul de invidioasă pe ceea ce voi ați reușit să obțineți până acum și pe ceea ce se arată pentru voi pe viitor, pentru că pare că această persoană recunoaște că a făcut niște greșeli destul de mari în felul în care s-a comportat față de voi și de asemenea își dă seama foarte mult că fiind alături de voi era și aceste persoane bine, însă aici pare că această persoană a ales în conștiință de cauză să vă rănească, să vă dezamăgească, să vă supere. Și voi ați ales să vă vedeți de drumul vostru, ceea ce pe voi v-a lăsat să rămâneți singuri cu toată energia de binecuvântări, de stare de bine, de întâmplări miraculoase, de sincronicități și așa mai departe. Și această persoană nu se sesizează că nu le mai are în viața sa și atunci este și o formă de supărare și o formă de invidie și o formă de regret pentru ceea ce a făcut. Dar dacă vă gândiți, dacă această persoană se gândește la voi, să știți că da, fără dar și poate, persoana asta își dă seama ceea ce a pierdut în momentul în care nu s-a comportat așa cum ar fi trebuit cu voi, își dă seama cât a greșit, își dă seama ce a făcut, dar asta nu înseamnă neapărat că regretă. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi aveți de aici de a face cu o persoană care caută bunăstarea sa personală, în special materială, și nu este o persoană care să fie extrem de impresionată de sentimente, de iubire, de afecțiune, de grijă. Îi place să le primească, dar nu știe să le ofere. Și această persoană vede că voi, indiferent de direcția în care mergeți, cumva voi sunteți întotdeauna asigurați că aveți lucrurile așa cum vreți voi să fie. Doar că la voi s-ar putea să lipsească uneori motivația de a face sau de a seta niște obiective foarte clare și de a vă ține... de anumite lucruri, tocmai pentru că fluxul de energie din viața voastră este diferit față de ceea ce experimentează această persoană și cumva are o invidie că pentru voi de ce lucrurile sunt așa de ușoare, pentru voi de ce lucrurile parcă se leagă într-un mod în care pentru această persoană nu se leagă, pentru că voi sunteți persoanele care întotdeauna când vreți să ajutați, ajutați din sufletul vostru, din inimă, o faceți sincer, fără așteptări, fără pretenții. Și atunci, automat, întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă, oricât de, nu știu, mari lovituri ați primi, întotdeauna veți găsi o piatră de care să vă agățați ca să vă ridicați iarăși înapoi. Și de aceea, pentru voi, nu este neapărat vorba doar de măsurile de precauție pe care oamenii de regulă și le iau, dar e vorba mai mult de credința voastră în viitor și în abilitatea voastră de a face... De a vă descurca, pur și simplu, de a vă descurca, indiferent de circunstanțe, indiferent de locație, indiferent de persoanele din jur, indiferent de absolut tot. Sunteți persoane descurcărețe și conștiente de această abilitate. Cu ofițerul, aici aș putea să vă spun să fiți un pic atenți. De ce? Pentru că această persoană pare că se gândește să vă transmită o comunicare, o comunicare care se pare un pic mai oficială, o comunicare în care ar putea să devină o ceartă foarte mare, cu extrem de mare ușurință și nu înseamnă neapărat că vă doriți voi, dar această persoană cumva, dacă este în mocirlă, vrea să vă tragă după ea. Atenție foarte mare pentru că această persoană ar putea să vină cu tot felul de lucruri să vă spună, care să vă rănească sau să vă dezamăgească sau să vă supere sau să vă știrbească din fericirea pe care voi o aveți acum. Este foarte important ca voi să puneți limite personale și să nu îi permiteți acestei persoane să facă acest lucru.
De asemenea, vă puteți aștepta ca această persoană să vină cu sugestia, cu propunerea, cu cerința de a o lua de la capăt și atenție că această persoană pentru unii dintre voi, mai ales dacă această persoană a exclus ideea de familie, de angajament, de stabilitate, de siguranță, chiar să vină cu această propunere, cu această idee, dar să o facă doar pentru a-și asigura veșnic un loc pe lângă voi și să știe că se poate folosi de acel context, da? Sau copil pentru unii dintre voi, pentru a reveni iar și iar și iar și iar în viața voastră. Este foarte important ca voi să puneți limite și să nu-i permiteți acestei persoane, da? Să poată să vină și să plece din viața voastră așa cum își dorește. Cu vizită vă puteți aștepta ca această persoană să apară pe nepusă masă la ușa voastră și să vă propună această avansare, spunând că vă iubește, că vă vrea înapoi, că de fapt această încheiere de relație n-ar fi trebuit să se întâmple și că și că voi vă puteți gândi și că o puteți lua de la capăt și că lucrurile pot fi frumoase și vai ce rău regretă și vai ce nu mai poate de dorul vostru, dar adevărul este că această persoană nici măcar nu este implicată emoțional. Partea asta cu sentimentele este practic doar parte dintr-un scenariu pe care această persoană și l-a făcut în izolarea sa și pe care are de gând să-l folosească ori de câte ori îi se iubește ocazia, ori de câte ori își dă seama că a gafat, ori de câte ori are senzația că altfel nu mai poate îndrepta lucrurile. Aveți de a face cu o persoană care este extrem de mentală, o persoană care nu știe să ofere iubire, nu știe nici măcar să aprecieze iubirea din viața sa și nu va fi niciodată mulțumit de orice i-ar oferi viața. Dacă voi vreți să continuați cu această persoană, eu trebuie să vă avertizez că n-aveți viață bună lângă această persoană, pentru că este o persoană în general destul de conflictuală, destul de toxică, destul de nehotărâtă, destul de, nu știu, mereu caută ceva mai strălucitor, mai bun, mai fain, mai interesant, mai. Dar nu într-un punct în care să zicem, da, persoana asta lucrează la ea. Nu, persoana asta caută întotdeauna persoane de care poate profita sub o formă sau alta pentru a obține ceea ce își dorește. O persoană care, da, ok, poate lucra, nu zic că nu lucrează sau că nu asta, dar este o persoană care nu se asociază decât cu persoane care cumva consideră că îi pot aduce beneficii materiale. Și atunci trebuie să vă gândiți dacă are sens să rămâneți lângă această persoană. Pentru că în momentul în care voi sunteți jos, în momentul în care voi cădeți, în momentul în care voi aveți probleme, persoana asta vă vine și ea și vă mai dă un șut cu piciorul. Dacă voi rămâneți fără resurse, dacă voi rămâneți blocați, dacă voi aveți dificultăți, persoana asta vă mai rănește și ea odată și vă și îndepărtează din viața sa cu motivul că ea are nevoie de persoane motivate, de persoane care știu ce vor de la viață, nu persoane care nu reușesc nimic, ceva de genul. Deci este o persoană extrem de profitoare, aș putea spune. Și cred că voi i-ați văzut fața asta, doar că voi sperați că totuși lucrurile nu sunt așa de rele pe cât le-ați văzut, totuși lucrurile nu sunt atât de negative, nu sunt atât de cum le-ați văzut, dar din păcate sunt. Și în punctul ăsta voi trebuie să decideți, ori alegeți să fiți pe cont propriu, dar din decizia voastră și cu bună știință și dacă chiar se întâmplă să fie ceva, să aveți niște probleme, să vă ridicați oricum singuri și pe forțele proprii, sau alegeți să continuați cu această persoană când sunteți la pământ, să vă rănească persoana asta și mai mult și să vă ia și mai mult timp să vă reveniți. Pentru că aici nu mai se pune atât de mult problema cu această persoană că, nu știu, veți reuși să salvați această conexiune sau nu, voi aici chiar nu aveți ce să salvați. Persoana asta va fi lângă voi doar atât cât consideră că are ce să obțină de la voi. Că nu, se spală pe mâini și pleacă. Gândiți-vă voi, chiar credeți că meritați asta? Chiar credeți că merită să mențineți în viața voastră o astfel de persoană? Care vor fi următorii pași ai acestei persoane? Inamic. Ce mai vreți mai mult de atât?
Pentru că este clar că persoana asta nu are intenții bune. Nu este acolo pentru voi. Nu vă vrea binele. Adică vă vrea binele, dar pentru el sau ea. Următoarele acțiuni ale acestei persoane. Iubit. Judecător. Această persoană are tendința de a judeca foarte mult. De a da cu presupusul, de a fi destul de răutăcioasă, de a nu asculta. Persoana asta nu știe ce e iubire, nu știe ce e empatia. Persoana asta nu știe să fie alături de voi, nu știe să vă aprecieze, nu știe să vă iubească, nu știe nimic din tot ceea ce contează într-o conexiune. Și atunci întrebarea se pune, de ce îi acceptați voi prezența în viața voastră? Pentru că, sincer, vouă nu vă aduce absolut nimic decât speranțe, dar sunt speranțe deșarte. Sunt speranțe că poate persoana asta se va îmbunătăți, că poate voi vedeți lucrurile astea greșit și că poate lucrurile sunt mai bune decât par. Dar nu sunt mai bune decât par. Voi le vedeți foarte clar și foarte bine. Ce vă lipsește vouă aici este doar încrederea în propriile voastre forțe. Și doar pentru că această persoană, da, se hrănește cu energia voastră, asta nu înseamnă că e o persoană mai puternică decât voi. Din contră, voi că ați reușit de atâta vreme să hrăniți energetic această persoană, voi sunteți persoanele puternice din toată această ecuație. Doar că v-ați cedat puterea în mod conștient pentru a mulțumi această persoană, în speranța că poate știe să conducă mai bine decât voi această conexiune și că poate lucrurile vor fi mai bune. Dar, sincer, nu este energia necesară pentru ca lucrurile să se desfășoare într-un mod armonios, într-un mod echilibrat, într-un mod frumos, într-un mod în care să simțiți și voi că merită să stați într-o conexiune. Atâta timp cât voi vreți să vă autopedepsiți sau să vă faceți rău singuri sau să vă sabotați alte conexiuni care pot fi mai bune, mai sănătoase, să vă sabotați șansele la fericire, atunci da, persoana asta este perfectă pentru voi. Dar atâta timp cât voi vreți și conștientizați că meritați, da, o conexiune echilibrată, o conexiune stabilă, o conexiune sănătoasă, o conexiune în care să vă simțiți apreciați, iubiți, și să simțiți afecțiune din partea persoanei pe care o alegeți și să simțiți că voi într-adevăr contați pentru acea persoană, indiferent de câți bani aveți în buzunar, indiferent de ce puteți aduce acestei persoane, atunci voi trebuie să vă îndreptați către noi șanse, către noi oportunități, către noi oameni. Pentru că persoana asta, în afară de haos, supărare, dezamăgire, tristețe, nu vă oferă absolut nimic. Decizia e a voastră, dar situația asta nu are nimic bun să vă ofere. Aveți de-a face cu o persoană care este în permanență în căutarea profitului și în permanență nemulțumită de situația în care se află. Oricât de mult ar avea această persoană, tot nu e suficient, tot nu se mulțumește, tot nu e ok. Și cea mai tristă parte este că, de fapt, această persoană nu oferă nimic, nici măcar pe plan emoțional nu oferă absolut nimic. Nici pe plan material, pentru că sunt sigură că aici cu cărțile astea aveți de face cu o persoană extrem de zgârcită, nici emoțional nu este implicată, nici loială nu aș putea spune că este, pentru că este genul de persoană care atunci când are senzația că are o opțiune care este mai stabilă financiar, se duce direct în direcția aceea și atunci voi nu realizați absolut nimic rămânând cu această persoană, doar pierdeți timpul, vă răniți pe voi înșivă. Sunteți foarte conștienți de cine este această persoană și totuși vă păstrați în acea conexiune. De ce? Doar atât am să vă întreb. De ce? Ce credeți că vă dă această persoană și nu v-ar putea oferi o altă persoană? Pentru că vă zic eu ceea ce văd din cărți. Singurul lucru pe care vi-l dă această persoană și nu vi-l poate da nimeni altcineva și asta vă zic sigur, așa, este nivelul de haos, de dezamăgire, de răni, de suferință pe care vi-l oferă persoana asta, nu vi-l oferă nimeni. Deci, cam orice alegeți în afară de această persoană, n-aveți cum să greșiți. Cam asta este dinamica. Și n-are sens să vă sabotați în halul ăsta, sincer. Gândiți-vă bine că este decizia voastră, este viața voastră, nu mă privește pe mine. Eu vă zic doar ceea ce văd în cărți, dar n-are sens să vă pedepsiți în halul ăsta pentru ce? Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem curând. La revedere!